Ne-am deschis în timpul carantinei. Noi un centru de consultare unde să te adresezi cu câteva întrebări, să-ți spună că uite ce acte trebuie ca să-ți deschizi un barbershop. Le-am vândut cota părinților care era moștenire pentru mine. Dar cu ce obstacole te-ai întâlnit în timpul carantinei? În Moldova ți se pare scumpă chiria unui local pentru business? De ce nu ai ales poate peste hotare să lucrezi, știind că, mă rog, acolo salariul este mult mai bun decât aici? Și salariul per lună este unul satisfăcător pentru tine? Este profitabil să deschizi un business în Republica Moldova? Vă salutăm, prieteni, și vă spunem bine ați venit la emisiunea Direcția Succes, o emisiune în care descoperim pe cei care au reușit să dezvolte în Republica Moldova. Astăzi vorbim despre tunsuri, despre stil, împreună cu Andrei Colța, fondatorul primului barbershop din orașul Cahul. Vreau să te întreb pentru început, cine ești, de unde vii și ce scopuri ai? Mă numesc Andrei Colța, vin din raionul Florești, satul Citulești. Scopul este să devin cât mai bun în ceea ce fac, să ajung la un nivel cât mai înalt pentru mine, să fac o echipă puternică în acest salon. Ce este un barbershop? Un barbershop este nu e doar o frizerie unde vii, te atunci și pleci. Este un local unde vii și primești plăcere. Leși toată energia negativă adunată de pe zi. Vii și o leși la noi, în barbershop. Simți atitudinea, calitatea și confortul. Îl primești de la noi, simți plăcerea de a te afla în barbershop, de calitatea cea care o primești la noi. Ce gamă de servicii oferă un barbershop? Un barbershop oferă o tunsoare calitativă, ajustarea bărbii, vopsirea părului și a bărbii după dorința clientului, epilare facială. Aici poți găsi un produs bărbătesc, adică o ceară de păr, un șampun, un gel de corp, un ulei pentru barbă. Ai ceva studii în domeniu? Da, am făcut studii de bază cu cursuri de perfecționare. Deci universitatea n-ai în domeniu, da? Doar cursurile? Cursuri de bază făcute, am cursuri de perfecționare. Cum ți-a venit ideea de deschidere a unui barbershop? Ideea de venit de la tot un barbershop unde mergeam și mă tundeam, făceam barba. Mi-a plăcut foarte mult la ei atmosfera cum o transmit ei, cum tund, adică tot ce fac ei, e ceva specific, nu poți găsești în orice frizerie. Mi-a plăcut foarte mult și am decis și eu să învăț, să devin și eu barber, să dăruiesc și eu ceea ce primesc acolo. Și cam cât a durat procesul de deschidere a acestui barbershop din Cahul? Procesul n-a durat mult, mult a durat până ne-am convins că acum e momentul să-l deschidem. Ne-am deschis în timpul carantinei. Cât a durat carantina, noi ne-am folosit de moment și am făcut reparații, am făcut tot și ne-am deschis. Spune ce greutăți ai întâlnit în procesul de deschidere? Greutăți sunt multe, începând cu acte, niștind care e primul pas, de unde să apuci să începi a aduna toate actele, să le deschizi. Nu e un centru de consultare unde să te adresezi cu câteva întrebări, să-ți spună că uite ce acte trebuie ca să-ți deschizi un barbershop, unde trebuie să te adresezi. Trebuie să îmbli, să cauți, plus că cu finanțele, dacă nu ai o sumă oricare strânsă pentru a face primul pas, e foarte greu. Dar tu cu ce finanțe ai reușit să-l deschizi? Finanțele, am vândut cota părinților care era moștenire pentru mine, plus salariile mele care dinainte le mai strângeam, salariile soției, propriile forțe. Deci tu ai lucrat independent pentru a deschide acest? Nu că am lucrat independent. În timp ce făceam cursuri, mai făceam câte o lucrare și mai strângeam bani, am început activa și strângeam și deci bani, plus soția mă mai ajuta. Dar când a venit anume idee, când te-ai decis că vrei să deschizi un barbershop și vrei să-l perfecționezi? Ideea a venit de când am început activa în Cahul. De anul trecut, acum și un an de zile, am venit în Cahul, am început activa și din start a fost gândul că să deschidem un barbershop în Cahul,
să dărâim bărbaților, și ei au nevoie de un loc pentru ei. Pentru femeie sunt foarte multe, pentru bărbați e foarte puțin. Deci și ei trebuie un loc specific, dedicat lor, unde pot să vină să se relaxeze, să primească plăcere. Nu doar să se tundă, adică beau un whisky, beau o cafea, spun o glumă. Dar bărbații investesc mai puțin în aspectul lor, în frumusețe, în asta, dar femeile cu mult mai mult, ceea ce ar putea potențial să aducă mai mult venit. Nu te-ai gândit la chestia asta? Probabil, dar și bărbații în ultimul timp au și ei grijă de ei. Mulți poartă barbă în ultimul timp, mulți se tundă, tunsoarea merge înainte, adică stiluri noi de tunsoare, care bărbații le plac și vin după ele. După un produs de îngrijire, și începe, ei tot timpul au avut grijă de ei bărbații, dar acum o fac mai bine, adică mai regulat. Ai produse de doar ce ține de îngrijire părului sau bărbii? Sau? Și șampunuri sunt geluri de corp, balzamuri de păr, uleiuri, ce legat de bărbat. Pentru bărbați tot este. Poate e cam de vreme să întreb, dar ai reușit să acoperi până acum venitul care... Da, venitul cu care l-ai deschis. Nu cred. Adică tot ce aici fac, investesc înapoi, am și pierdut contul la suma care este investită cu ceea ce am câștigat până acum. Spuneai că în carantină ai reușit să renovezi localul, să-l faci să arate așa cum vrei tu. Dar cu ce obstacole te-ai întâlnit în timpul carantinei? Obstacolul a fost că nu găseam materiale de construcții. Trebuia să dai comandă, să-ți facă livrare. Dai livrare niștind ce marfă să primești. Era foarte greu să stai să aștepți ceva și când vine nu-i cei ce dorea să fie. Când ai început să ruclezi în carantină? Se tund? După ce ne-au permis să lucrăm pe 20... Cum s-au deschis, ne-am deschis și noi atunci. Și lucrezi doar cu programări sau...? Da. Doar programări, adică dacă este un loc, două libere, poate să intre cineva și să-l tund atunci, dar practic doar pe programări. Și tu ești singurul membru al echipei acestei barber? Da, tund doar eu, dar echipa este mare, este toată familia mea care mă susține, mă ajută cu sfaturi, cu serviciilor care mi le acordă. Și pe partea de publicitate sau media? Ei mai mult se ocupă de publicitate, de părțirea cărților de vizite. Eu permanent sunt aici, tund, mă stăruiesc să fiu aici tot timpul. Când nu ar avea nevoie clienții de mine, o să fiu mereu aici. Dar ai gânduri să-ți creezi o echipă mai mare? Da, pe viitor vreau să creez o echipă puternică. Sperăm din 3 persoane, 3 bărbați se tundă. Să creștem echipa cu meșteri buni, care să facă lucrul bine, să-și iubească ceea ce face. Spațiul de aici este relativ mic pentru 3 persoane. Ai de gând să cumperi sau să arendezi alt spațiu? Pentru 3 persoane e ok, e bine. Pe viitor o să fie cerință, poate să deschidem încă un local, încă un barbershop cu mai multe persoane. Viitorul o să ne arete, nu pot spune acum din start ce o să fie. Localul ăsta îl arendezi? Da. În Moldova ți se pare scumpă chiria unui local pentru business? Da, e foarte scump, aș spune. Fiind în centrul orașului, la un tânăr începător care nu are bani la moment, e foarte greu. Dar ne descurcăm. Forțele mele, forțele soției, familiei. Spune-ne câteva lucruri pe care le vrei să le vezi realizate în cadrul barbershop-ului. Ai spus de echipă, alte vise pe care le ai? Să fiu permanent mai bun decât sunt, să merg mai des la cursuri de perfecționare, la seminarii ce legate de tuns, de ajustarea bărbii, să adăugăm ceva servicii noi. Servicii noi nu știu care o să fie, dar sperăm că o să le aflăm. Întrebăm clienții ce ar dori să mai adăugăm în barbershop când vor veni ei la noi. Cu ajutorul clienților și cu puterile noastre. Tu ai devenit persoană juridică pentru a deschide business-ul sau ai... Sau... Pe patente. Lucrezi pe patente? Da. Patente.
De ce nu ai ales poate peste hotare să lucrezi, știind că, mă rog, acolo salariul este mult mai bun decât aici? Da, este mult mai bun, dar am de ce să ne încercăm puterile acasă, să vedem acasă, să facem afacerile noi acasă. Că să pleci în orice clipă poți să pleci, dar e mai greu să revii înapoi unde nu te așteaptă nimeni. Te așteaptă familia cu drag, dar să-ți găsești iarăși o slujbă e foarte greu în Republica Moldova. Ce așteptări aveai referitor la barbershop și cum s-au împlinit ele, dacă s-au împlinit? Așteptările erau să adunăm cât mai mulți clienți să vină, să fie cât mai mulți clienți mulțumiți și să ne recomande. Cea mai bună reclamă este de la om la om. Și este greu să aduni clienții, să-i aduci din altă parte, luând în considerație că este tund în altă parte, să-i convingi să vină la tine. Ne stăruim să le arătăm oamenilor că suntem buni, că facem lucruri frumoase și ei spun că suntem buni și ne recomandă. Adică suntem mulțumiți și noi de ei și ei de noi. Ai reușit deci să-ți creezi o bază de clienți fideli? Da, am o bază foarte bună de clienți fideli care le mulțumesc că mă susțin ca începător și vin, mă recomandă la prieteni, vin cu câte un prieten, cu fratele, cu cumnatul. Ce tipuri de clienți ai și ai istorii neplăcute poate cu unii clienți? Istorii neplăcute n-aș spune că sunt. Chiar dacă sunt și clienții nu sunt mulțumiți de ceea ce le ofer, nu spun mie, poate ies afară și vorbesc cu alții, mie nu spun. Mai multe istorie sunt pozitive, adică sunt toți mulțumiți, zâmbim, spunem glume, ne simțim destul de bine, muzica cântă, noi ne distrăm, vorbim bărbătește, e destul de bine, adică n-am avut așa perioade că să nu fie clienți mulțumiți. Poate și sunt, dar nu spun mie în față de chestia asta. Am observat după price list că prețurile în localul dat, adică chiar și în Cahul, sunt în general mult mai mici decât în Chișinău, de exemplu. Nu te-ai gândit pentru profit să ridici prețurile uneori? Cu mult mai mici ca în Chișinău, luând în considerație că la Chișinău sunt 250-200 tot un soare și la noi 70, sunt foarte mici. Dar așa e acum, pe viitor o să devenim mai buni și o să prestăm serviciile mai bine, poate o să ridicăm, dacă o să fie necesar. Cum te-ai descurcat în perioada de pandemie, să nume tunsul, barba? Cu tunsul o ducem bineșor, cu barba nu ne dau voie să o facem, adică doar tundem pe perioada pandemiei. Sperăm că o să termine și o să revenim la starea normală, să putem și facem și barbă. Avem încălzitorii prosoabe, avem sterilizator care ne permite ușurința și calitatea serviciilor mai bun să-l oferim când facem o barbă, când tundem. Cât câștigi tu ca antreprenor și în dependență de ce? Câștig ceea ce câștig, investesc chiar și în salon. Practic, adică totul este investit înapoi în salon. Câștig independența de numărul clienților care intră la noi. În jur de 7, 10, 12 clienți, așa, 5 câteodată mai sunt. Și salariul per lună este unul satisfăcător pentru tine? Da. Ca la început, adică e bun. Ajunge. Pentru chirie, pentru... Pentru a investi? Da, pentru a investi, pentru a cumpăra ceva nou în salon. Cum sau cât de greu este să atragi clienții și să-i mulțumești într-un barbershop ceva mai neobișnuit? E mai greu de atras decât de mulțumit. De mulțumit îi mulțumim ușor pentru că sunt bun în ceea ce fac, o fac cu drag, încerc să ascult clientul, să spună ce dorește, ca să-i ofer ceea ce dorește, nu ceea ce vreau eu, să devină mulțumit. E mai greu să-i atragi, nu, până face primul pas, să pleci frizerul tău, să te duci la altul, neștiind ce o să se, cum o să iasă tunsoarea la el sau ce o să-ți facă, e mai greluț. Nu ai emoții când ai clienți pentru prima dată, adică cineva nou? Tot timpul am emoții, tot timpul mă gândesc ca să-i plac ceea ce-i fac sau să spună, băi, nu-mi place, ai făcut rău.
Și practic toți care vin, noi toți mulțumiți, toți ies cu zâmbetul pe buze și aștept să intri și a doua oară și a treia oară. Unde te vezi pe tine și unde vezi business-ul peste 10 ani, să spunem? Peste 10 ani nu pot să văd așa departe. Peste 5? Peste câțiva ani îl văd mult mai bun, cu un personal puternic, cu bază de clienți mai mare decât este acum, cu noi cunoștințe, mult mai bun decât este acum. Și acum e bun, dar vrem să creștem, să ne vinim și mai buni. Crezi că business-ul dat, adică barbershop-ul, o să ai concurență, poate pe viitor, în Cahul? Posibil, nu pot să spun că nu o să am, posibil că acum încep a deveni barbershop-urile mult mai întrebate, adică multe barbershop-uri se deschid noi, ele vin cu ceva nou în ele. Posibil să devină, să deschidă cineva un barbershop în Cahul, să fie concurență. Le doresc succes tuturor care vor să decidă să facă așa ceva. Este profitabil să deschizi un business în Republica Moldova? Încă nu pot spune că e profitabil sau nu, că abia la început, singur nu știu dacă e bine sau nu și dacă o să merg departe. Dar descrie-ne puțin cât de anevoios este procesul de însuși de deschidere, de arendă, cu renovare, construcție. Totul este greu, nu nimic ușor, dar dacă îți dai stăruința și crezi în ceea ce faci și îți place, iubești lucrul care îl faci, găsești curaj, găsești și persoane care să te susțină, găsești și bani și faci totul. Greu tot sunt, că e tot costisitor, începând de la mașină de tuns, la farfece, pepene, cosmetică, arenda, toate sunt costisitoare, acte și tot așa mai departe. Mulți bani care nu știm că nu o să-i recuperăm înapoi. Nu te-ai gândit să renunți? Niciodată. Nu m-am gândit, pentru că îmi place ceea ce fac. Mă văd pe viitor un frizer foarte bun, cu o echipă puternică care să mă mândresc de ei, care să facem multe lucruri frumoase. În pandemie, regulile au fost foarte stricte și chiar dacă se deschizi barbershop-urile, frizeriile, regulile, într-adevăr, continuă a fi stricte. Cum reacționezi tu la toată chestia asta? Ce fel de proces de dezinfecție faci? Dezinfectăm după fiecare client instrumentele, fotoliu, ușile, podeaua, avem sterilizator pentru instrumente, avem spray-uri care ne permite ușurința dezinfectărilor, pădelele spălăm, adică este totul la 100% dezinfectat, sterilizat, un încălzitor de prosoabe iarăși, suntem pregătiți 100% cu măști, cu dezinfectant pentru mâini, cu termometru. Și însuși lucrați cu măști? Cu măști, cu mănuși, suntem echipați, ne sufocăm, dar ce să-i facem? Produsele pentru igienă, pentru păr, pentru barbă sunt întrebate sau mai puțin? Adică vin oamenii aici pentru anume pentru tonsori sau și pentru produse? Unii vin și pentru tonsori, adică numai vin pentru tonsoare și pentru ajustarea bărbii. Dintre ei se mai întreabă, adică ce fel de produs mi-ai propune să pentru îngrijirea bărbii sau a părului sau ce șampun. Că eu le recomand, uite, asta e bună, asta e bună. Pentru barbă scurtă sunt uleiuri, pentru bărbi mai lungi este ceară, este gel pentru îngrijire, este pudră pentru volum, ca să faci volum la păr, este pudră, este ceară pe bază de apă. Sunt multe feluri de cosmetică care sunt pentru îngrijire. Sunt foarte multe acum pentru bărbați. Am înțeles. Mulțumim foarte mult de interviu. Noi îți dorim mult succes în ceea ce faci. Ai ambiții foarte mari, este vizibilă chestia asta. Și succes în tot ceea ce faci. Mulțumim și succes și realizări înainte și vouă și numai bine. Mulțumim. Iar noi, prieteni, ne revedem în următoarea emisiune. Mulțumim.